Bine ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale a postului de televiziune Cromtel. Astăzi, alături de noi, ca invitat, îl avem pe domnul Mirel Remescu. Domnia sa este reprezentantul Centrului Cultural Petre Țuțea, Centru Cultural de Tineret, coordonator a diverse proiecte. Bine ați venit în studioul Cromtel. Bună seara și bun găsit! Vă rugăm pentru început să ne prezentați acest Centru Cultural Petre Țuțea, ultimele activități și cele mai apropiate, ca mai apoi să dezvoltăm discuția noastră pe diverse teme culturale, ceea ce înseamnă activitate culturală în municipiul Rădăuți și nu doar în municipiul Rădăuți, în Bucovina și nu doar în Bucovina și în România. Da, mai ales că Centrul Cultural Petre Țuțea, care ființează la Rădăuți din 2006, nu este o structură punctuală doar pe această zonă de nord a Moldovei, ci o alianță de centre culturale de tineret care au activități și funcționează la Cluj, la Sighișoara, la Brașov, Codlea, în București, la Turnul Severin, pentru că activitățile noastre în timp s-au dezvoltat și pentru că am considerat că tinerilor trebuie să le oferim și proiecte educaționale și proiecte prin care să-și redescopere valorile culturale, istorie, literatură, teatru și multe altele și nu doar, mă rog, de la sărbătorile de import precum celebrul Halloween până la multe alte lucruri care, din păcate, nu au legătură cu spațiul românesc, care are o bogăție deosebită prin ceea ce a acumulat vreme de secole și datorită componentei românești și datorită celorlalte minorități care trăiesc în armonie în România și care fiecare și-a adus o contribuție și veți vedea mai târziu că fac aceste afirmații bazându-mă și pe proiecte pe care noi le desfășurăm în diferite zone din țară. Ne apropiem de o zi importantă, 28 noiembrie, după cum știți, stimați telespectatori, este ziua Bucovinei, este efortul unui om politic bucovinean, este o zi pe care noi bucovinenii am păstrat-o aproape de suflet și în perioade mai triste ale istoriei și acum, iată, în democrație. Și am înțeles, înainte de a intra în studio, că aveți pregătite sau v-ați propus niște activități specifice pentru această zi. Da, există un proiect care s-a desfășurat într-o prima etapă acum 3 ani, când au fost sărbați 220 de ani de la înființarea Hergheliei de la Rădăuți, care chiar dacă a fost creată de o instituție austriacă la vremea respectivă, nu s-a putut dezvolta și nu a putut căpăta amploarea și greutatea pe care a reușit să o aibă decât prin efortul multor bucovineni care au ființat vreme de sute de ani aici, pentru că 200 de ani de istorie nu se pot face cu 10 oameni și o hergelie cu sute de cai care a ajuns la o performanță genetică deosebită, recunoscută de altfel și în plan internațional, înseamnă un efort conjugat de multe generații și a multora care și-au oferit efortul și pasiunea pentru lucrul acesta. Ca și în alte zone, în aviație sau în alte zone de activitate, să lucrezi cu caii, precum știm cu toții, nu înseamnă doar efort fizic, ci și multă pasiune. Și ăsta este și motivul pentru care, cum spuneam, acum 2 ani am realizat o paradă ecvestră în Rădăuți împreună cu Hergelia Rădăuți și unii crescători privați de cai de rasă și ne-am propus ca de anul acesta să continuăm o tradiție care de fapt exista acum niște zeci bune de ani și care ca multe alte lucruri bune după 89 s-au pierdut și credem noi că reînvierea, dacă putem spune așa, unei tradiții ceva mai vechi, readucerea nu doar a rădăuțenilor și a celor din jurul Rădăuțului și de ce nu chiar și mai de departe în fond, pentru a vedea atât produsele Hergheliei Rădăuți cât și frumoasele exemplare pe care crescătorii privați de cabaline din zona din jurul Rădăuțului le au, credem noi că este poate unul dintre cele mai frumoase eforturi pe care bucovinenii le pot face în amintirea celor care au păstrat vie până la urmă o anumită atitudine și ființa națională în această zonă, căci nu e nici o hergelie a austriecilor sau maghiarilor sau mai știu eu cui, e până la urmă o hergelie, ca și Lucina, este o hergelie a bucovinenilor și ea a reușit performanța asta deosebită după niște sute de ani și după un efort conjugat a tuturor celor care au ființat aici. Acest gând, această inițiativă beneficiază de sprijinul
mai multor instituții influente sau e doar efortul dumneavoastră? Este un proiect al Centrului Cultural Petrețuțea. El se bucură de sprijinul regiei Rom Silva, Hergheliei Rădăuți, dar și a unor crescători privați, a unor herghelii private din zonă. N-am să le numesc acum din rațiunile publicitare cunoscute, dar de ce nu, poate dacă invitația dumneavoastră va veni în preajma evenimentului, vom putea oferi mult mai multe detalii. Noi, de altfel, am invitat și efortul nostru a fost ca toți cei care au astfel de activități în zonă să fie prezenți, pentru că nu am dorit să omitem pe nimeni, că știm cât efort și câtă muncă este în spate, indiferent că ai 5, că ai 10, că ai 30, pentru totul este efort. Și putem dezvălui rădăuțenilor că pe 28 noiembrie, de la ceasurile 12, cu o plecare din zona statuii lui Bogdan Vodă, va exista o paradă pe un traseu care va ocoli cumva parcul central, deci până către giratoriul dinspre administrația fiscală, Casa Germană, primărie și revenire. Ne-am dorit să fie un traseu mai lung, dar din păcate instituțiile de ordine public au dorit ca el să fie mai scurt. Nu voi comenta acum acest lucru. Poate cine știe în timp, inclusiv instituțiile administrației publice locale să capete mai mult curaj, am zice noi, și să înțeleagă că orașul ăsta are nevoie de evenimente care nu trebuie să dureze 5 minute sau să se desfășoare doar pe 200 de metri pentru a putea să atragă și pe rădăuțeni să-și redescopere orașul cam prăfuit și cam murdar, cum o știm cu toții de prea multă vreme, aș îndrăzni să spun, și de ce nu mai ales să atragă mediul turistic către acest oraș, care, precum vorbeam și în pauză, ca și Siretul, ca și altele, sunt din păcate doar niște puncte de tranzit, deși ele au foarte multe de oferit. Exact aici am vrea să ne oprim puțin. Știm că ne plângem tot de fiecare dată că în Bucovina avem foarte multe monumente, dar nu avem persoane, nu avem public viu care să se implice. Și nu odată mi s-a întâmplat să văd și în țările vecine și mai departe chiar pagini din istorie foarte frumos transpuse prin oameni, prin actori, prin specialiști, în diverse momente de sărbătoare, pe stradă, în diverse locuri, cu patină, cu amprentă istorică. Am văzut domnițe, am văzut cavaleri, am văzut negustori, am văzut ținute medievale, am văzut veșminte de epocă, lucru care atrăgea artiști, atrăgea de asemenea chiar și localnici, tineri în special, pentru că altfel arăta acel moment față de o lecție, să spunem așa, seacă științifică la catedră de istorie. Lucrul acesta mai rar văd în Bucovina. Da, noi având, cum spuneam, activități și în alte zone ale țării, am fost atrași și de, să spun așa, renumele Bucovinei. Nu mă refer acum la scrisul cu ei pe deal sau la Crăciun în Bucovina, ci la ceea ce îmi povestea tatăl meu când venea în concediu și mergea în vizite în Bucovina. Avem și colegi bucovineni pe care am cunoscut, chiar rădăuțeni pe care am cunoscut în București, unde funcționau ca actori profesioniști și care ne-au atras cumva către Bucovina. Și spre a nu fi răutăcios, că nu-i politicos lucrul acesta, aș spune doar că așteptările noastre au fost mult mai mari și că există loc de mult mai mult. Sigur că da, sigur că da. Eu trebuie să spun telespectatorilor, am auzit așa pe undeva că această inițiativă a Centrului Cultural Petrețuțea a fost primită foarte bine într-un consiliu local, numai că a fost invitat direct pentru Țuțea să susțină. Da, există un vechi primar al Rădăuțului care nu reușea să-mi rețină numele și îl tot invoca pe cel trecut la cele sfinte. În opinia dumneavoastră, domnule Mirel Remescu, cum ați vedea transpuse aceste clipe din istorie în contemporan? Mi-ați dat exemplu de această paradă ecvestră. Cum v-ați gândit și în alte forme să aduceți istoria în fața privitorilor prin intermediul actorilor, personajelor istorice? Păi, sunt de pildă câteva proiecte pe care încercăm de an bun să le dezvoltăm la Rădăuți și mai departe de Rădăuți. Cu tristețe, fie spus, cele de la Rădăuți se desfășoară cel mai greu.
Am să vă dau câteva exemple. Unul este un eveniment de artă medievală pe care în parteneriat cu Mănăstirea Bogdana îl realizăm la mijloc de septembrie în incinta mănăstirii. Anul acesta nu l-am realizat ca o formă de protest, aș putea spune, față de disprețul autorităților locale și mă refer la primar, la viceprimar, la Consiliul Local, care nici măcar atunci când mergi și faci o propunere către aceste instituții, cărora este foarte normal să te adresezi. Mi se pare că n-ai ce căuta acolo, dar este foarte normal să te adresezi, chiar dacă și Rădăuțiu ca și Suceava nu are o politică culturală de perspectivă, de anvergură, precum știm, noroc cu capitala asta culturală europeană, că s-au gândit și cei din capitala de județ să-și facă o politică culturală pe un anumit orizont de timp și nu doar de acum până la exercițiul financiar viitor. Următor, da. Ceea ce spune ceva vis-a-vis de viziunea unor mai mari ai urbei. Am încercat, cum spuneam, să dezvoltăm acest eveniment și zicem noi că într-o anumită măsură am făcut-o doar cu resurse proprii, doar cu câțiva sprijinitori care nu prea au fost din zona aceasta, din păcate, deși poate să pară bizar că găsești un sponsor sau un partener care n-are nici măcar o mică urmă de afacere cu zona aceasta și te întreb de ce ar sprijini ceva și de ce nu te întreabă, că uneori mai vin întrebări, dar în plan local vă sprijină cineva. Pot să vă spun că am mers către Consiliul Local Rădăuț și o spun cu foarte mare tristețe, pentru că se apropie niște momente în care rădăuțenii trebuie să-și aleagă cumva viitorul din nou și trebuie să deschidă ochii foarte bine. Am mers chiar și cu o propunere de sprijin financiar de 1 leu. În speranța simbolic că poate măcar vor fi parteneri la un eveniment. Nu au fost de acord. Cum decurgeau aceste activități pe care le făceați la Mănăstirea Bogdana? Să dăm câteva... Păi erau 2 zile care debutau dimineața cu spectacole de păpuși tradiționale, pornindu-se de la legende sau de la povestiri istorice, pentru că eram într-un spațiu cu o înaltă încărcătură istorică și am încercat să apropiem istoria de cei mici. Poate am fost chiar precursori. Mă uitam recent că un mare îmbuteliator de apă minerală, n-am să-i dau numele, și respectiv o importantă editură, au un proiect prin care aduc istoricii față în față cu copiii, cu cărțile de istorie, și încearcă să-i apropie de istorie și de carte. Noi asta am încercat să facem prin teatru de păpuși. Și faptul că am reușit ne-a bucurat, chiar dacă, de pildă, școlile din Rădăuți nu au avut priză la genul ăsta de activitate. Și o spun cu durere. Chiar am fost și am făcut și spectacole în mod gratuit în anumite clase. Am învățat pe unii să facă, dar nu s-au apropiat. În schimb, am găsit multă deschidere la așezământul de copii Sfântul Leontie de la Podul Vlădichii, unde ființează de 4 ani o trupă de mici actori. Mici actori care au învățat să construiască păpuși bibabo, acele păpuși pe degete, au pregătit spectacole, au mai fost și invitați uneori ca să capete curaj și să arate și altora. Din oraș, doar liceul Hurmuzachi, de pildă, a îndrăznit să invite și să le ofere cu ocazia unor sărbători de Crăciun, foarte mici și simbolice cadouri, dar care i-au bucurat foarte mult, pentru că au fost niște cadouri, am putea spune, dobândite grație unui efort pe care l-au făcut și n-au fost niște mici cadouri de Crăciun primite așa, doar că era Crăciunul sau că erau ei într-o situație socială aparte, ci au văzut răsplata unei munci. Iar aplauzele care au urmat spectacolului au însemnat mult mai mult decât micile atenții pe care cu toții le oferim celor dragi. Acum, ca să revin la ce se întâmplă acolo la Bogdana în mod firesc, dincolo de aceste momente care sunt deschise celor foarte mici, ca să zic așa, am încercat să aducem și tot felul de alte activități. Sonet medieval, teatru medieval, atelier de oralitură, atelier de scrimă medievală, tir cu arc englezesc, am avut și căluți care au fost prezenți acolo, fie căluți ai noștri, fie căluți veniți de la Herghelie, la începuturi mai mult. Am încercat până către seara și mici concerte, pentru că, date fiind resursele financiare extrem de reduse, nu poți să vii cu o zonă de spectacol amplă și de un foarte ridicat
nivel artistic. Și totuși, țin să vă întrerup, mi-ați enumerat câteva lucruri foarte interesante, câteva elemente. Și cu foarte multă muncă în spate, făcută de elevi din Rădăuți. Iată, știți, urmărind așa pe sticlă și prin alte localități, pentru mine această idee de festival medieval câteodată mi-a dat, sau de activitate cu trăsături medievale, mi-a dat câteodată și un gust așa mai amărui. Mi se părea că sunt numai din aia de scuipă flăcări pe nas și dau foc la vrăjitoare, chiar ceea ce vorbeam înainte de emisiune. Întotdeauna medievalul trebuia să aibă ceva gotic, ceva piele și topoare, blană. Și blană și sânge. Dar mi-ați spus aici, iată, tehnici de mănuire a armelor, iată, mi-ați enumerat. Haideți să descriem puțin și aceste activități. Păi, întâi de toate m-aș duce către cei care fac lucrurile acestea, pentru că sunt tineri din Rădăuți, mai puțin cunoscuți, foarte puțin evidențiați, poate de dascălii lor care i-au încurajat să vină către o astfel de activitate, unde s-au apropiat mai mult de literatură, de istorie, au învățat ce înseamnă un proiect de echipă, pentru că asta pentru ei a însemnat foarte mult, și foarte mult pentru că nu doar în Rădăuți, jupânițele mușatine și vitejii, noi nu avem cavaleri, pentru că n-au existat cavaleri în mod deosebit în Moldova sau în țara românească, ei au mai funcționat prin Transilvania, cei teotoni sau în cetatea Severinului Ioaniții, dar alea sunt episoade scurtă în istorie. Ne-am străduit atât prin vestimentație cât și prin titulaturi să nu venim, așa cum spuneați, cu tot soiul de importuri vestice, care, mă rog, sunt bune la ele acolo, dar nu reprezintă o tradiție și o realitate istorică. Și aceste activități de lucru în echipă, și o spun acum, de ce nu și pentru alți tineri din Rădăuți care poate ar fi, sau din zona înconjurătoare care poate ar fi atrași, i-au ajutat extrem de mult, pentru că a te deplasa într-un festival important, de pildă la Sibiu sau în cetatea Codlei sau la Cluj, unde au cunoscut și alte echipe cu care noi lucrăm, au avut ocazia nu doar să cunoască alte echipe de același gen, dar să vadă un festival amplu, să vadă un festival cu nivel valoric ridicat și să înțeleagă unde anume ar trebui să ajungă, la ce să se raporteze. Că este mereu această problemă cu raportarea. Ne raportăm. La ce? La o comună prăfuită care de-abia a făcut un drum de beton, și atunci n-ar trebui să ne mirăm că pe una din clădirile de patrimoniu din Rădăuți încă mai scrie Comuna Orășenească Rădăuți 1900 și un pic toamna? Și asta este o realitate pe care puțini rădăuțeni care își mai ridică privirea către fostele frumoase clădiri, că acum toate zvopsite în tot soiul de culori țipătoare și pline de firme de plastic, ca așa e în orașul fără arhitect, o spun iarăși cu durere. Și atunci când vezi lucrurile acestea, îți dorești să vii acasă și să faci și tu altceva decât ai văzut până acum. Nu blamăm, nu condamnăm pe nimeni. Trist este când nu dorești să lași pe cineva să facă ceva util și ceva care să însemne o evoluție pozitivă a urbei tale și doar să stai pe loc, căci cunoaștem cu toții, eu nu sunt rădăuțean, nu este un secret, petrec o bună parte din an aici, dar nu știu, în țara asta mai toate orașele, mai toate comunele se mișcă cât mai repede, mai puțin repede, avansează. Orașul ăsta e încremenit din toate punctele de vedere. Vreau să vă întrerup, îmi amintesc de un târg al turismului național la Rome Expo. La acel târg am avut onoarea să particip și eu și, întâmplător sau nu, fascinați au fost majoritatea vizitatorilor de o echipă de daci și de romani, care foarte clujeni. Bine gândit, clujeni, au venit acolo, au reușit să inducă acea atmosferă de atracție față de istorie, față de vechi, chiar în mijlocul unui târg bine iluminat, cu fel de fel de reclame cât mai moderne. Am intrat în discuție cu ei și la un moment dat am aflat că toți sunt profesori, că sunt dedicați muncii. Și îmi spunea cineva că cele mai bune lecții de istorie le făcea în cadrul clubului și mai spunea că ceea ce fac ei înseamnă istorie, educație fizică, educație artistică, educație plastică, înseamnă un complex de cunoștințe puse bine închegate în care chiar te ajută să treci peste imaginea de Hollywood a unor filme din perioada medievală sau antică. Deci te duce la realități.
iată că acest ajutor pe care putem să ni-l oferim, nu doar turistic, ci și cultural, educativ, direct spus, ni-l refuzăm, nu știu de ce. Și inclusiv pe zona formativă. Mereu am avut discuții, de pildă, cu jupânițele mușatine de la Hurmuzaichi, deocamdată, care să căci, mă rog, în alte zone din învățământul local nu au existat dorințe sau s-au stins foarte repede, pentru că și aici sunt de multe ori mulți cei care vin. Noi facem în fiecare toamnă câte o prezentare în care vorbim despre acest ansamblu de reconstituire istorică Ordinul Mușatinilor. Sunt mulți care vin la început și când văd că trebuie să și muncească acolo, de la exercițiu fizic, cum spuneați, pentru că mulți au spus, venim și facem un spectacol cu sonete din Shakespeare, povestim acolo niște poezioare. S-au convins că nu e așa. De la a vorbi din diafragmă, de la a prezenta niște lucruri într-un fel, de la exercițiile de respirație, de vorbire, mulți ne-au spus, vai cât de mult mi-a folosit la facultate sau pentru că mă pregătesc acum la facultate. Inclusiv pe latură logistică, vis-a-vis de proiect de grup. Avem colegi care de acum termină facultatea în Anglia. Nu doar că le-a folosit faptul că acolo la CV au scris că au avut 4 ani de activitate într-un ONG și au avut activități de voluntariat și le-au și descris, pentru că n-ajunge să scrie, am fost voluntar 4 ani. Au fost întrebați, și ce ai făcut în aia 4 ani de voluntariat? Și au descris tipul de activități pe care l-au făcut. Și au trecut cu brio. Alți colegi din România n-au reușit să obțină bursa pe care i-au obținut-o și acum termină și fac master în turism. Nu știm dacă se vor întoarce la Sucevița sau la Gălănești, de unde erau, dar ne-au spus că a fost o experiență în plan formativ deosebită. Și un astfel de proiect nu înseamnă doar că am deschis o carte de istorie și am mai aflat niște povestioare pe care nu le știm. Lucrul ăsta este puțin înțeles. E drept că presupune efort, e drept că presupune muncă, pentru că nu poți să faci ceva de calitate ca și la uzină, nu poți să faci un rulment de calitate dacă nu știi pe unde să pornești un strung sau nu știi pe ce să pui mâna, că povestea aia cu îi dăm două ciocane și las că merge, chiar și zi acum o săptămână s-a văzut foarte bine la București că... Da. Spuneți-ne, mă scuzați, câte persoane sunt... implicate în această activitate? Avem, în general, în Rădăuți, circa 15-20 de voluntari care funcționează permanent. Mulți ne sprijină și de la distanță, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, au plecat la studii sau la Cluj sau la București sau, din păcate, ori din fericire și în afara țării, dar ne bucură întâi de toate lucrul acesta, că mai merg și altfel de români pe afară să ne reprezintă. Și s-au schimbat deja generația, asta înseamnă că există continuitate. Păi, din 2006 până acum, dacă proiectul nostru combat, zicem noi că totuși este un progres, însă mai funcționează astfel de ansambluri și la Cluj, și la Sighișoara, și în Turnul Severin. Au început să se cunoască, să se întâlnească, de pildă au mers la Festivalul Medieval de la Sibiu, au venit și cei de la Rădăuți, cei din Turnul Severin, cei din Cluj, și în momentul în care e o colectivitate de 30-40 de oameni care au niște valori comune, au fost 3 zile de festival superbe pentru ei, căci deja era o colectivitate care într-o primă fază se cunoștea mai mult virtual, că așa e la modă, și în momentul în care s-au cunoscut direct a fost altfel. Dar avem și rădăuțeni care au mers în vizită la cei de la Turnul Severin sau au mers la cei de la Cluj, așa că încercăm să-i punem în legătură și să le oferim și o deschidere în sensul acesta. Am înțeles că în această asociație de prieteni, să spun așa, că deja există prietenii, există legături pe lângă teatru, pe lângă poezie, pe lângă artă medievală, există și foarte multă de apropiere față de literatură. Da, iată, spuneam teatru, vorbeam de literatură, spuneați de Shakespeare, spuneați de... Da, ne-am dorit chiar să realizăm și un proiect vis-a-vis de dramaturgia actuală. Din păcate, Rădăuțiu, precum știți, se confruntă cu o mare problemă. Are o instituție pe frontispiciul căreia scrie că ar fi o instituție de cultură, dar, din păcate, ea e plină cu birouri de cadastru, cu școli de șoferi, cu asociații de locatari, cu birouri de parlamentari și câte și mai câte. Iar în momentul în care ți-ai dorit, pentru că și noi am încercat să realizezi un proiect cu profil cultural care este normal să fie găzduit de o instituție zidită și finanțată pentru asta,
să primești răspunsuri de genul trebuie să ne autofinanțăm și alte răspunsuri de genul ăsta este un pic bizar, pentru că altfel ar trebui să scrii supermarket din capul locului sau clădire de birouri de închiriat. Și ai ști măcar ce este din capul locului. Și nu s-ar ajunge în situația în care doar foarte puține, zic eu, vis-a-vis de potențialul orașului, foarte puține proiecte să se întâmple. Da, în sfârșit, asta să e o altă... Să știți că nu e doar în Rădăuți acest lucru. Păi, mai există o dramă națională. Pe la cămilele culturale se deschid ușile doar când există o cumătrie sau câte ungulea e acolo. Deci, în niciun caz, nu au văzut bietele săle actori de prea curând timp. Iată, dragi telespectatori, că ne-am apropiat de finalul primei părți a emisiunii noastre. Alături de noi a fost domnul Mirel Remescu. Am vorbit despre tot ceea ce înseamnă parte medievală, care lipsește din nefericire sau este estompată de acest cotidian ce ne macină și nu ne lasă să visăm, să gândim frumos. Publicitate, după care vom continua cu domnul Mirel Remescu, cu idei plăcute, cu idei care pot să ne transforme Bucovina în ceea ce ne dorim, într-un ținut frumos, într-un ținut de succes chiar. Ne-am reîntors, dragi telespectatori, în studioul Cromtel, în a doua parte a emisiunii Conexiuni Culturale. Alături de noi se află domnul Mirel Remescu, coordonatorul unui proiect interesant, a unei fundații interesante, a unei activități ample, să spunem așa, Centrul Cultural Petre Țuțea, Centrul Cultural pentru Tineret. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ceea ce se vrea cât de curând a se realiza, se împlini aici în Rădăuți pe 28 noiembrie o paradă ecvestră. Am vorbit despre faptul că în Rădăuți 20-30 de persoane tinere se implică în a promova arta medievală, în a promova diverse evenimente istorice transpuse prin faptă și prin ținută ca pagini vii de istorie. Am vorbit despre faptul că, iată, un centru spiritual, da, un centru ortodox umanitar, Sfântul Leonte, s-a implicat în înființarea unui frumoase trupe de teatru de păpuși tradiționale, iată, tradițional, și continuăm. Domnule Remescu, știți, vizitasem Cernăuțiul, mi-am amintit în timpul discuțiilor noastre că am vizitat Cernăuțiul acum 15 ani în urmă și celebra stradă Olha Kobilianska era de fapt o uliță strâmtă, cum spuneați dumneavoastră, încărcată din nefericire, cum se mai întâmplă și pe la Rădăuși, nu doar, cu panouri luminoase și cu fel de fel de fațade cât mai viu colorate și cât mai strident și mai chici colorate. Cuiva i-a venit ideea că acea stradă se transforme într-o pietonală, s-au pus bănci, s-au pus flori și nu doar atât, din când în când actori, tineri, studenți cernăuțeni circulă îmbrăcați, ba în florele, în unele dintre studente îmbrăcate în ținută de floră reasă și de vânzătoare de tutun. Mai încolo se poate vedea o pereche de tineri în ținută de început de secol 20, sfârșit de secol 19. Din când în când mai trece câte un țăran cu desaga în spate, parcă ar merge a doua zi la Târgul Mare al Cernăuților. Oare nu s-ar putea face aceste lucruri aici? Și din câte am înțeles, în Cernăuți inițiativa a fost a celor de la municipalitate, dar mai târziu, susținuți financiar, au fost studenții de către anumiți agenți turistici, reprezentanți ai unor localuri din zonă, care și-au dat seama că prin aceste mici pete de culoare și frumoase, prin aceste chipuri îmbrăcate într-un anumit fel, atrag din ce în ce mai mulți clienți. Păi am să vă răspund cu o inițiativă care a murit în fașă la Rădăuți. Bine, dincolo de faptul că cele două segmente de stradă, o bucată de Ștefan cel Mare și acea așa zisă pietonală de până la poștă arată oricum numai spirit de
secol XIX sau măcar început de secol XX, căci fațadele sunt cum sunt, aproape toată tâmplăria este de PVC sau aluminiu în cel mai fericit caz. Acele lucrări care s-au făcut în condiții arhicunoscute de rădăuțeni nu oferă un aspect, deci nimic nu este spirit de epocă acolo, nici pavajul, nici dalele, nici iluminatul, nici ghivecele alea, nici stâlpii, nici nimic. Sunt doar niște bani îngropați și stricați pentru că ar trebui alți bani să repar ce deja ai cheltuit, din păcate. Și am să vă răspund de ce spun că este greu. Pentru asta ar trebui profesioniști în administrația locală, dar adevărați profesioniști, și ar trebui voință. Voință de a face. Reală. Nu din asta declarată în fața camerelor. Și vă dau și un exemplu. Am avut o inițiativă în parteneriat cu Direcția Județeană de Cultură Suceava, prin care am încercat să montăm pe unele clădiri din acest spațiu, care sunt clădiri de patrimoniu și care se află în evidențele acesteia, acele semne care indică faptul că acea clădire este un monument istoric. Ne-am lovit de refuzul total al proprietarilor, care erau deranjați de faptul că le-am stricat fațadele vopsite, cum spuneați, în tot soiul de culori, după cum l-a dus mintea și educația pe cel în cauză, și care considera că în felul ăsta unii și-au pus chiar problema că am face reclamă cuiva dacă acele simboluri europene, mondiale, acel romb care delimitează clar un spațiu în care se află un monument istoric și nu spune absolut deloc nimic care ține de reclamă sau de comerț sau de mai știu eu ce, au refuzat. Și nu, clădirile arată cum arată și sunt administrate și întreținute cum arată. Autoritățile locale sunt probabil încântate de cum arată acea zisă pietonală. Chiar într-o discuție astăzi, într-o comisie care a avut loc la primărie, pentru că propusesem ca o parte din această paradă să traverseze pietonala, cum se întâmplă oriunde în Europa, chiar și la est de România, apropo de ce spuneați, am văzut în filmări în orașe din Ucraina sau din țările baltice, da, se întâmplă prin centru, pe pietonal, acolo unde... Păi acolo e inima orașului, da. Mi s-a spus că nu se poate, că nu-i... Replica a fost că n-ar fi recepționată lucrarea, dar spre amuzament aș îndrăzni să spun funcționarilor de la primărie că cu toate acestea, o grămadă de camionete cu marfă circulă pe acolo fără nicio problemă. Deci 15 cai nu puteau să treacă pe zona aia, dar camionete de 3 tone jumate n-au niciun stres. Niciodată un cal nu o să aibă 3 tone jumate, cu oricât ai pune pe el. Și cu asta cred că v-am răspuns la o parte din întrebare. Eu mi-amintesc că eram în cetatea Sighișoare și cu mare plăcere urmăream cum toboșarul și vestitorul anunțau lucruri foarte contemporane, de exemplu. Deci pe lângă faptul că spuneau turiștilor cu voce tare că va fi nu știu ce concert sau nu știu ce paradă, spuneau și că pe data de va avea loc ședința Consiliului Local cu un limbaj plastic plăcut, dar vesteau într-o formă medievală. Da, lucrurile... Așa se întâmpla pe vremuri. Acel toboșar, întâmplarea face ca el să fie unul dintre membrii fondatori ai Centrului Cultural Petrețuțea din Sighișoara, lucru pe care cu siguranță nu l-ați știut până în acest moment. Și pentru că lucrul ăsta se întâmpla, toboșarul mergea prin cetate și anunța locuitorii cetății că va fi o ședință a Consiliului Local, unde evident nu era circul care a fost an de zile la Rădăuți, păi, și unde oamenii veneau să discute niște probleme și mai ales să le rezolve spre binele urbei, nu pentru anumite interese. Acum, glumind așa, mă gândesc că dacă ar apărea prin Rădăuți un astfel de toboșar și un astfel de vestitor, ar risca să o ia și peste cocoașă. Dar lăsăm asta. Sau să fie ironizat, pentru că vorbeam în prima parte a emisiunii despre acel eveniment de la Mănăstirea Bogdana. În deschiderea lui, vineri seara, ne-am dorit să facem o mică paradă pedestră, folosind doar zona de trotuar ca să nu blocăm traficului, și de pildă am avut surpriza că atunci când cele 15-20 de domnițe de vitej au trecut pe lângă zona centrală a parcului înainte de Catedrala Ortodoxă, să fie persiflați și ironizați uneori într-un mod chiar, la care puțin s-ar coborâ, de tineri
rădăuțeni care scuipau semințe și ascultau manele la telefon și care nu înțelegeau că acei tineri au muncit înainte și au făcut un efort și vreau să-i atragă către o activitate educativă. Dar nu-i interesa lucrul ăsta și nu ne miră că vedem ce se întâmplă de câțiva ani la BAC și vedem care este nivelul tinerilor care cred că știu multe, dar de fapt știu tare puține, că așa au ajuns, cum știm cu toții, de pildă la Brașov, firmele nemțești și chiar și franțuzești s-au asociat să creeze o școală profesională autorizată de statul român, dar finanțată în întregime, de la pământ și clădire până la profesori, finanțată de acele firme pentru că nu mai găsesc mână calificată. Și unde se străduiesc să aducă tineri de vârstă liceală să învețe meserie, pentru că sunt mulți care doar cred că știu meserie, sunt mulți care doar cred că au un bagaj general de cunoștință, dar nu mai au. Mâna de lucru din România nu mai este cea din 90. Asta o știm cu toții, mai puțin tinerii. Și nu ieșim din context când amintim la ce a spus dumneavoastră, adăugăm la ce a spus dumneavoastră, ideea de calfă, iată, ai noștri, termină 2 ani jumate cu caietul sub braț prin parcuri, ascultând manele, vreo școală profesională, te nu se leagă nimic de ei și nu știu cum să pună șaiba la șurub. Pe când în Germania, aminteați de Germania, am rămas uimit când am întâlnit o calfă din asta călătoare și era foarte greu de ajuns acolo. Pe care le regăsim vara la Sibiu. La Sibiu, iar și regăsim și acea calfă călătoare îmi spunea că trebuie nu știu câți ani să circule, să presteze, șapte ani să presteze, din aia să se hrănească, din aia să se îngrijească și culmea, n-are voie, dacă nu mă înșel, să se apropie la mai puțin de 200 de kilometri și să stea mai mult de, dacă mă înșel, 2 sau 6 luni într-un loc. Deci el trebuie să circule 7 ani prin diferite zone, asta era regula. Întâmplător cunosc lucrurile acestea foarte bine pentru că avem la Sighișoara un proiect, mă rog, acolo există un grup care se cheamă Urțel Zunft Schasburg, un proiect prin care am încercat să reînviem și iată că am ajuns pe la 8-a ediție cu el, să reînviem tradiția de carnaval săsesc. La început, privită cu oarece reticență, uite, s-au găsit unii care să se lege de această tradiție, chiar și sași au fost un pic mai, să spunem, în expectativă la început. Mai reci. Da, pentru că s-au temut că vom încerca să facem o poveste comercială sau ne vom bate joc de o tradiție. Și le-am demonstrat prin ceea ce a însemnat costum, prin ceea ce a însemnat activități și așa mai departe, că am ajutat foarte mulți tineri din acea urbe, foarte mulți turiști, să afle că acest carnaval nu era o simplă petrecere, ci el era legat de brezlele meșteșugărești, că acel cufăr, acea breaslă, acea lada brezlelor era purtată de reprezentanții ai brezlelor prin toată cetatea și era dusă într-un loc tainic unde era dus de personaje mascate, acele urțe, acele blole, cum le spuneau românii, și acel cufăr al brezlei păstra toate documentele, toate lucrurile, actele care ofereau diferite facilități brezlelor sau care țineau registre contabile și așa mai departe, documente și acte foarte importante pentru brezlă. Și uitați așa, cei de la liceul Haltrich, după aceea alte două licee din oraș și încă două școli generale au descoperit lucrul ăsta. Același lucru s-a întâmplat în Mediaș, la școala Hermann Oberth, la liceul Ștefan Roth, apoi școala numărul 2 din Mediaș, și cu astfel de proiecte, dacă există și o implicare reală a cadrelor didactice și nu este privită ca la cât de puțin bani primim, să ne mai bate în capul și cu activități extrașcolare, că e și asta o durere a învățământului românesc, din păcate, de-aia unii ne-am făcut profesori, ca să oferim indiferent de leafă ceva elevilor, de-aia unii ne-am făcut medici ca să oferim indiferent de leafă ceva, de-aia unii ne-am făcut polițiști ca să apărăm legea indiferent cât de prost ne-ar plăti statul, că altfel dacă toți am zice suntem plătiți prost, nu ne mai facem treaba, toată construcția asta care se cheamă statul român s-ar duce de râpă și nimic n-ar mai funcționa, de la pensia care trebuie să vină mereu lunar până la spital și orice vreți. Deci revenind, cu astfel de lucruri poți atrage și poți porni astfel de proiecte. Noi chiar discutam puțin înainte de emisiune și pornim de la lucruri mărunte și poate ar fi momentul, zic eu, să vorbim despre un alt proiect pe care o echipă asta vreau să spun, tot Centrul Cultural Petre Țuțea, iată, a simțit sau s-a implicat și aici. Da, este un proiect care nu se desfășoară la Rădăuți, se desfășoară Neamț, de fapt în cetatea Neamț. Un proiect în care ne-am dorit să-i convingem pe rădăuțeni să vină, că este doar la o oră jumate de mers de Rădăuți,
pot găsi un acoperiș cu doar 60-70 pentru un grup de 2-3 persoane în condiții foarte corecte, foarte oneste, foarte curate în zona cetății, lucru de mirare într-un spațiu în care știm taxele hoteliere sunt mai ridicate în Bucovina și unde se pot bucura de un festival de lăută, vreme de 3 seri, concerte care au loc în sala sfatului din cetate și nu doar concerte de lăută, ci lorile sunt asociate și inserții cu sonete din Shakespeare, cu poezia ale doamnei Labbé, o franțuzoaică care în epocă scria rondel și scria sonete, e vorba de celebra pleiadă de la Lyon și un proiect care, cum spuneam, poate, apropo și de valorificarea orice, poate porni de la lucruri foarte mărunte. Noi am pornit de la o statuetă de această dimensiune, circa 15 cm, care reprezintă un instrumentist cu un instrument cu coarde ciupite, cel mai probabil o lăută pentru că e datată, s-a reușit datarea statuetei secol XIV, deci nu putea fi decât o lăută. O statuetă care era o decorațiune pentru sobele de cahle aflate în cetatea Neamț, decorațiuni pe care le găseam și în alte curți nobiliare din Transilvania și mai ales din curțile poloneze, ceea ce și dovedește o serie de legături, apropo de calfe, cu siguranță și o serie de schimburi în plan profesional între meșterii de cetăți din diferite zone sau cei care se ocupau de ceea ce am spune în zilele de astăzi, decorațiuni interioare, de partea de ambient interior al unui spațiu care era altceva decât cazarma oștenilor. Și de la această statuetă care până atunci zăcea neștiută într-un depozit al Muzeului Județean Neamț, iată că a ajuns să fie nu doar capul de afiș la propriu, pentru că am pus-o în valoare inclusiv prin afiș, ci să fie cunoscută și să devină o surpriză pentru foarte mulți că iată în Moldova acest instrument și inclusiv activitățile asociate faptului că un astfel de instrument era o prezență firească în zonele în care familiile boierești, pentru că știm, cetatea Neamț a fost o cetate de refugiu pentru familiile drăgătorilor importanți din Moldova, a fost o cetate unde tezaurul a fost păstrat, o cetate în care s-a bătut monedă, deci este un loc în care valorile spirituale sau personajele importante ale epocii și-au găsit adăpost dincolo de acea poezie celebră cu și Ștefan, care o cam rupe pe lângă adevărul istoric. Da, care, precum știm, nu prea este chiar, deși rădăuțenii, de pildă, au transpus acest poem Sovieschi al cetății Neamțului, da. L-au transpus și au făcut o scenetă din lucrul acesta, foarte apreciat în cetate și în alte festivaluri din țară la care au participat, dar iarăși este un exemplu în care au venit tineri de la Cluj, de la Liceul de Artă Dramatică Stroia cu care noi lucrăm, au venit tineri din cetatea Severinului, de la Liceul Traian de acolo, au venit tineri de la Rădăuți. Anul viitor vor fi și tineri studenți, masteranți de la Universitatea de Teatru din Transilvania. Iată că încet, încet oameni care împărtășesc anumite valori ale artelor, chiar dacă nu își fac din asta o profesiune, îndrăznesc să insist, să vorbești, să ai un minim de bagaj oratoric, că vei face vânzări, că vei fi inginer, că vei fi politician, că vei face administrație, că vei fi medic. Doar am văzut în toate zilele acestea ce probă de oratorie au trebuit să dea este. Medicii care s-au implicat în tragicele evenimente din Clubul Bucureștean. Lucrurile astea îți folosesc. Nu trebuie neapărat să te faci de mâine actor sau să fii un mare regizor ca să cunoști lucrurile. Și iată, domnule Remescu, spuneați că de la acel element de pe o cahlă, la un moment dat, din secole de mult apuse, în secolul 21 s-a născut un festival internațional și ați reînviat un instrument. Da, pentru lăuta că nu prea, de la marile cântări ale României, ale folclorului, să zic așa, ceaușist, lăuta nu prea a apărut.
nici la tezauri, nici la alte chestii. Da, mulți au și confundat ce se întâmplă în festivalul ăsta, au văzut lăută, au mers către lăutar și au zis copză și lăută e același lucru. Nu, lăuta este un instrument medieval diferit care, cum spuneam și mai devreme, chiar există și o mică istorioară amuzantă. La moartea unui constructor de astfel de instrumente s-au descoperit în atelierul său aproape 2000 de instrumente în diferite faze de execuție. Și în ziua de astăzi, pentru o fabrică de lutieri, fie că e vorba de vioară sau de alte instrumente, un asemenea număr, 2000 de bucăți, chiar dacă nu erau toate terminate, e o cantitate impresionantă, pentru că vreme de 4 secole a fost pianul secolului 19-20, să spunem, și de aceea el are o astfel de căutare. Din păcate, în prezent, singurii lăutiști din România sunt câțiva profesori de chitară de la diferite licee de muzică din țară, care au învățat autodidact, pentru că altfel n-au unde. Noi chiar am încercat prin acest festival să determinăm și considerăm că într-o anumită măsură am trezit interesul unora dintre autoritățile din domeniu. Am încercat să găsim o modalitate de a aduce fie ca instrument asociat, fie într-o formulă de activități extracurriculare, de a aduce lăuta în studiul instituțiilor de învățământ muzical din România. Fie că e vorba de cel liceal, fie că e vorba de cel universitar, pentru că este un instrument valoros cu un repertoriu vast și impresionant. Poate puțin știu că Sting a luat o piesă a lui Dowland, o piesă de lăută, și a făcut un hit din lucrul acesta. Dacă i-ai pune pe tinerii noștri să-l asculte, n-ar ști că de fapt este scris pe 1400 și acea piesă, și pentru că a cântat-o Sting și pentru că a adus-o într-o anumită formă, au zis că e o piesă deosebită, dar nu e scrisă de Sting și nici de un colaborator al său. Interesantă ideea cu aceste instrumente care ar trebui studiate în școală. Îmi vin acum în gând câteva instrumente care iarăși dispar, iată, specific nouă, drâmba, n-am mai auzit de mult de ea, buciumul, care iarăși nu-l vedem prea des. Iată că aceste lucruri cred că produc într-adevăr valoarea unei zone bogate din punct de vedere al valorilor istorice, al valorilor etnografice, cum e Bucovina, prin renașterea anumitor instrumente, prin renașterea anumitor tradiții. Și asigurării unei continuități, că precum știm, aveam de pildă, sărim acum poate de la una la alta, aveam un centru de ceramică deosebită, de ceramică de cutii la Rădăuți. Din păcate s-a pierdut. Unde mergi în țară, la târguri de profil sau în festivaluri de profil, vezi ceramică de cutii făcută la Botoșani și nu la Rădăuți. Chiar și numai asta ar fi, deci chiar și numai în jurul acestui pilon s-ar fi putut construi enorm, îndrăznesc să spun, ca și ceramica de margine, dar ceramica de cutii prin bogăția modelelor și a desenelor și a unei tradiții care, precum știm, a fost trasă cu greu peste decenii, poate chiar și secole, e cam pierdută. Și să repornești e ca o mașină pe care, dacă ai ținut-o 10 ani în garaj și vrei să plece la prima cheie, mă îndoiesc. E mai greu decât, da, într-adevăr, mi-amintesc că și asta am evocat și am mai vorbit despre ideea aceea de renașterea unor limbi care muriseră, limba galeză, de exemplu, și discutam cu cineva care îmi spunea mi-a fost mai greu să învăț galeza decât să învăț nu știu ce altă limbă, tocmai fiindcă a fost limba bunicilor mei, m-am străduit, dar mi-a fost foarte greu. Ei, din nefericire se mai întâmplă, iată, eu m-am întâlnit acum cu alți prieteni prin alt colț de țară și mi-a spus Rădăuți, aveți o ciorbă foarte bună. Să dea Dumnezeu să nu fie doar așa. Mai avem două minute de emisiune, mă scuzați, dragi telespectatori, mai avem 2 minute din această emisiune. Eu propun ca domnul Mirel Remescu să transmită un gând telespectatorilor noștri, după care împreună să urmărim secvențe din activitatea ceea ce înseamnă Centrul Cultural Petre Țuțea aici în Rădăuți. Ce le pot spune rădăuțenilor, să-și aleagă cu grijă pe cei care au în grijă acest oraș. Le spun tinerilor să profite de anii de liceu, să citească foarte mult. Aveam 300 de lecturi suplimentare pe fiecare vară și le-am făcut. Și mulțumesc profesorilor de atunci că ne-au obligat să meargă la teatru, chiar dacă va fi departe la Suceava sau dacă este în Rădăuți, să profite de lucrul acesta.
să meargă la cinema, pentru că este altă atmosferă decât la filmul văzut la televizor, și să aibă orice fel de experiență culturală pe care o pot avea în perioada de liceu, pentru că vor vedea, când vor merge la facultate, nu va mai fi așa de mult timp, când vor intra la lucru undeva sau vor pleca la lucru în străinătate, nu vor mai avea atât de mult timp. Profitați de gimnaziu și de liceu pentru a vă îmbogăți pe cât se poate bagajul de cunoștințe generale și pentru a vă crea un bagaj cultural deosebit. Dragi telespectatori, noi vă mulțumim. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că sunteți aproape. Vă așteptăm și la alte întâlniri, Cromtel, Rădăuți, Bucovina și, de ce nu, și cei din străinătate, să încercăm împreună să facem o familie în fapte bune și în gânduri frumoase. O lăută a Moldovei, tu ai fost de mult uitată. Odată, în țara noastră, tu țineai hangul tristeții la al domnilor ospețe. Tu cântai sus și tare biruințele frumoase. Tu îmblânzeai ca prin farmec pe cel mai aspru român. Tu dădeai curaj în luptă celui fricos în răzbeluri. Iar când maestrul tăcea, toți cădeau duși pe gânduri. Căci ca tine, cine alta, o lăută mângâioasă, ar putea cânta mai bine a fecioarelor dragoste și a eroului zbândă când se întoarce din oștire. O lăută a Moldovei, mai deșteaptă-te odată, oricât de neîncărcată este mâna ce se atinge de ale tale încântate coarte. Deșteaptă-te, o lăută, măcar că eu nu sunt în stare să scot orice-și sunet fără de gust, fără de armonie, din ruginitele coarte. Corzile tale, o lăută, nu sunt în stare să însuflețeze încă a oștirilor in. Și eroicele pilde a strămoșilor cei demni să nu le uităm nici când. Aș fi fericit eu însă, dacă al tău antic sunet ar face acum să răsară inima celui ce ascultă. O lăută a Moldovei, ce să deștepți ai putere, a românului simțire, ajută neamului meu.